La conferința de presă desfășurată pe teren neutru, în sala de conferință a unui hotel din centrul orașului, conducerile județene și cele municipale ale Partidului Național Liberal și a USR Plus au exprimat puncte de vedere comune cu privire la proiectul de unire a Buzăului cu Țintești. Ambele formațiuni politice susțin că nu se împotrivesc total ideii, însă în acest moment le lipsesc informații esențiale cu privire la viabilitatea demersului. Senatorul Vlad Pufu, președintele organizației municipale a PNL Buzău, a ridicat obiecțiuni de ordin economic și politic și a cerut primarului Constantin Toma să nu cheltuie banii buzoienilor pe referendum. Eu îi solicit domnului primar și închei să se oprească cu acest referendum. Cred că mai are timp încă, până când nu cheltuim cei 250.000 de euro pe care înțeleg că deja îi are pregătit. Pentru că sunt bani a căror sursă vine din taxe și impozite mărite pe șest în data de 31 decembrie anul trecut. Și cei de la USR Plus au dubii în chestiunea unirii. Strategia comunicată este atât de superficială încât la punctul 4, dacă nu mă înșel, tocmai pentru că locuitorii din Țintești au această frică, așa anume că nu vor putea continua activitățile agricole, zootehnice sau vegetale. În primar le-a promis, chiar am văzut la punctul 4, că vor putea continua să crească animale în localitatea Țintești chiar și după unire. Eu nu mi-aduc aminte nicăieri să văd o strategie de dezvoltare urbană care să conțină într-un punct construcția de grajduri. Președintele PNL Buzău, deputatul Gabriel Avrămescu, a întocmit câte o listă lungă cu întrebări pe care le-a adresat oficial administrațiilor celor două localități, întrebări la care așteaptă răspuns în termenul legal. Aș vrea să vă informez că am depus zilele trecute o solicitare și către UAT Buzău și către UAT Țintești, o solicitare de acces la informații de interes public, pentru că, așa cum știți, ni s-a reproșat faptul că avem surse de informare publică și că putem să le accesăm pe acelea. Prefectul județului Silviu Iordache, ce deține și funcția politică de prim vicepreședinte al USR Plus, a avut la rândul său o poziție cu privire la referendum. Eu am venit astăzi să vă prezint argumente de ordin tehnic vis-a-vis de acest referendum. Această unire a Buzăului cu Comuna Țintești cred că este una foarte păcuboasă. Una foarte păcuboasă pentru municipiul Buzău. Între timp, la Tribunalul Buzău s-au desemnat prin tragere la sorți cei doi președinți ai birourilor electorale pentru organizarea referendumului pentru unirea municipiului Buzău cu Comuna Țintești.